vară de 7 ani, dar nici anul acesta nu va fi gata. Este vorba despre traseul Orhei-Rezina. Din cei 46 de kilometri, nici jumătate n-au fost reabilitați. Drumul este renovat din banii statului, care vin cu țârâita. Acum, Ministerul Transporturilor susține că nu mai are resurse pentru a încheia lucrările, așa că muncitorii spun că le vor opri când se vor termina banii. Cei 24 de kilometri care au mai rămas din traseul Orhei-Rezina sunt reparați de două firme din Moldova. Din martie, de când au reînceput lucrările, doar 10 kilometri au fost asfaltați. Drumarii spun că lucrările merg greu din cauza autorităților care alocă bani cu țârâita. Da, păi, au început-o comuniștii, nu noi. În 2007 s-a început. 2008 a lucrat, 2009 alegerile, s-au terminat lucrările. Așa? Așa, s-a început 2010. Așa un pic, 2011 s-a lucrat, de amulus Miconul, 2012, 2013, că noi am venit în 2014. Pe anul ăsta avem mai 50 milioane. La anul o să fie mai departe. Adică câți bani vă da atâta nimeni? Da, și normal, dar cum? Unele porțiuni sunt de-a dreptul clădite, cu prundiș. Aici, dacă îl compactezi, trebuie să primească 8 cm și să mai pun 3 straturi de asfalt. 3 straturi? Da. Și gata, așa? Da, dar 3! Doamne, merge 10 cm, 7 și încă 4. Dacă afară vi se pare cald, atunci aici este de-a dreptul insuportabil. Asfaltul care este așternut are o temperatură de 145 de grade. Este atât de fierbinte cât apa fierbe pe drum. Cum sfârâie, se aude. Sfârâie, da. Asta, compactorul are, se ude cu apă ca să nu se lichească. Și apa nu mirește, dar are temperatură mai mult de 145 de grade. Se recomandă, spun, încă 140-160 grade. El fierbinte și el se compactează mai bine. Fierbinte, dar ce facem? Așa ni lucră, așa ni dat să lucrăm. Noi nu simțim nici căldură, nici noi știm să lucrăm. Ministrul Transporturilor, care a inspectat astăzi zona, susține că pentru reparația drumului s-au cheltuit 100 de milioane de lei, însă ar mai fi nevoie cam tot de atât. Vasile Botnar s-a arătat optimist. A început discuțiile cu Banca Europeană pentru Investiții și sperăm că până la finele săptămânii să avem un răspuns pozitiv. Șoferii spun că nu mai au răbdare. Chiar nu mai avem, dar mașinile se destrug tot. E rău, e rău drum. Păcat, asta merge tot tare încet merge. Dar de ce? Nu știu, poate e și mai mult de lucru, poate sapă, poate eu știu. Reparația traseului Orhei-Rezina a început încă în 2007, dar lucrările au fost întrerupte din lipsă de bani. Anul acesta, reabilitarea drumului a fost reluată pe o porțiune de 24 de kilometri. În total, urmează să fie reparați 46 de kilometri de drum.